Mai multe exerciții militare au loc în aceste zile în zona de nord-est a României, în baza unui plan stabilit încă de anul trecut. Aproximativ 20 de militari din cadrul Brigăzii 76, cercetare, supraveghere și recunoaștere, sunt implicați într-o astfel de acțiune în localitatea Suharău din județul Botoșani. Tabăra militară de la Suharău a fost instalată joi dimineață, după ce noaptea precedentă convoiul militar a tranzitat municipiul Suceava. Exercițiul beneficiază și de suportul unui radar de tipul TPS-6 77, după cum a precizat pentru Radio Iași, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu. Este vorba de un exercițiu de rutină executat de o subunitate din cadrul Brigăzii 76, cercetare, supraveghere și recunoaștere, înzestrată cu un radar TPS-77. Acest exercițiu a început în data de 16 februarie în zona județului Botoșani. La această activitate participă aproximativ 20 de militari din cadrul subunității. Vă spuneam că exercițiul este unul de rutină, face parte din planul cu principalele activități pentru anul în curs, plan stabilit și aprobat în anul 2021, anul trecut. Exerciții asemănătoare au fost executate anual în acest raion, începând cu anul 2018. Alte exerciții mai sunt programate în această perioadă în județele de frontieră, partea de nord-est a României? În această perioadă, având în vedere gradualitatea pregătirii armatei României, în fiecare an, începând cu luna ianuarie-februarie, undeva până spre aprilie-mai, se execută astfel de exerciții de nivel grupă și pluton. În toate unitățile militare, în toate garnizoanele militare în care sunt unități care au activități planificate, se execută astfel de exerciții. Miercuri, un elicopter Black Hawk al forțelor militare americane a fost filmat aterizând în apropiere de Vama Siret, iar o dronă militară a survolat spațiul aerian al județului Suceava. Activitățile cu caracter militar au loc în contextul în care comunitatea internațională este îngrijorată cu privire la situația de criză de la granița Ucrainei cu Rusia.